Ioana Roșca, câștigătoarea la Roland Garros Junioare, în proba de dublu, s-a întors acasă la Craiova. Jucătoarea de tenis legitimată la CSM Craiova a participat la 3 turnee în Egipt, unde a întâlnit-o și pe compatrioata sa, Alexandra Cadanțu. Principalul adversar al ei a fost însă clima. Ioana, cum au fost turneele din Egipt? Au fost niște turnee grele, condiții foarte calde față de România. Pentru mine a fost greu din cauza că a trebuit să joc calificări la toate cele 3 turnee și asta înseamnă 3 tururi în plus, 3 tururi pe tablou principal e semifinală și numai să joci 3 meciuri dificile în calificări, după care încep din nou pe tablou, e destul de greu, destul de obositor, pot să spun. Care a fost cea mai bună performanța ta acolo? Cred că pot să spun victoria în fața Alexandrei Cadanțu. Pot să spun că am avut niște victorii foarte importante față de numărul 1 mondial la juniare. Am mai avut o victorie bună în fața unei jucătoare top 300, 210. La proba de dublu, tenismena craioveană a ajuns până în finală. La prima săptămână am jucat alături de o bulgăroaică de aceeași vârstă cu mine, am ajuns în finală, iar săptămâna a doua am jucat cu o româncă, Agnes Admari, ea este mai mare ca mine, a fost 160 VTA la dublu. Am avut un parcurs bun. Ai intrat deja în vacanță? Încă nu, acum mă antrenez. Am avut câteva zile pauze după ce m-am întors din Egipt, acum o să încep din nou antrenamentele și aștept până luna viitoare să văd dacă voi intra la un turneu în Turcia. La Craiova, Ioana Roșca se pregătește într-una din sălile din cadrul complexului Ion Oblemenco.